Slăvit să fie Domnul! Suntem bucuroși în această zi de fiecare dintre dumneavoastră, dintre aceia care ați găsit de bine să fiți în casa lui Dumnezeu. Întotdeauna când suntem în casa lui Dumnezeu, avem de câștigat. Asta pentru că stând în prezența lui Dumnezeu, despre care credem că este aici prin Duhul Sfânt, întotdeauna El revarsă din ale sale binecuvântări peste cei ce vin aici. Suntem bucuroși de familia Nițu, care în această zi a venit în casa lui Dumnezeu ca să-și aducă fetița pe care le-a dat-o Domnul înaintea binecuvântărilor, să o expună binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și credem că Dumnezeu astăzi a revărsat din binecuvântările Lui peste fetița aceasta și peste familia Nițu. Ceea ce este important este să umblăm în binecuvântările Domnului. Aș vrea să rămânem lângă Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu în această zi și conștient de faptul că fiecare dintre noi în viața aceasta avem lucruri care ne plac mult și avem lucruri care ne plac mai puțin. Ba, avem chiar lucruri care nu ne plac de fel. Aș vrea să îndrăznesc o întrebare la dumneavoastră. Vă place să așteptați? Sălile de așteptare vă plac? Nu. Să așteptați după tramvai? Nu-i așa, am vrea să vină tramvaiul repede. Când intrăm în sala de așteptare să nu fie nimeni dacă se poate și să ni se deschidă ușa să zică poftiți. Nu prea ne place așteptarea. Asta pentru că ne lipsește ceea ce Scriptura numește răbdare. Cineva se ruga și zice așa, Doamne, dă-mi răbdare, dar dă-mi-o chiar acum. Dă-mi-o repede, Doamne. Iată că ne-am învățat în vremea aceasta în care trăim să ni se facă toate lucrurile foarte repede. Știți că este un sindrom al celor ce nu le place să aștepte. Am citit despre asta, este un lucru foarte serios. Până și boala vine mai grăbită la ei. Ei se grăbesc în toate lucrurile și dacă ceva nu merge după așteptările lor, stresul îi macină așa de tare, după așteptare și așteptare și așteptare, până acolo încât și boala îi doboară mult mai repede. Însă zic astăzi ferice de oamenii care știu să fie răbdători și care știu să aștepte în tăcere ajutorul Domnului. Dragii mei, pentru grăbiții din vremurile acestea s-a inventat fast food-ul, că nici la masă nu mai au vreme oamenii să stea și să o mănânce în tihnă, se grăbesc. Butonul, clicul, toate vrem să meargă foarte repede. Și trăim vremuri în care tehnologia a făcut eforturi tocmai ca să-i satisfacă pe grăbiții din vremurile de acum. Să dea satisfacție oamenilor care nu vor să aștepte. Însă, lipsa de răbdare, vreau să înțelegem astăzi, este foarte păguboasă. Este păguboasă pentru tine personal, este păguboasă pentru familia ta, este păguboasă pentru cei din jurul tău. Pentru că atunci când lipsește răbdarea și nu mai vrem să așteptăm, devenim foarte irascibili, și lucrul acesta se răsfrânge asupra celor din jurul nostru. Că ne place, că nu ne place, viața este plină de așteptări. Întrebați-i pe copiii mici, ăștia dulci, aceștia care au cântat aici. Ce-și doresc ei cel mai mult? Ei sunt în așteptare. Știți ce așteaptă? Așteaptă să crească. Tot visează la
când vor fi ei mari. Apoi, după ce cresc oarecum, încep să aștepte altceva. Așteaptă să termine școala, așteaptă să se căsătorească omul, așteaptă să aibă copii, așteaptă să-și crească copii, așteaptă pensia și așteaptă. Viața este plină de așteptări. Însă ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este să ne învețe cum să așteptăm. Scumpii mei, vreau să citesc astăzi un singur verset din Scriptură, și anume Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 4. Și uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Poate că am putea să-l citim împreună. Haideți, ca să fim siguri că fiecare dintre noi acumulăm din cuvântul acesta cât mai mult, asimilăm cât mai mult din cuvântul acesta și prin rostirea lui cu gura. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Le-a poruncit Domnul să aștepte acolo făgăduința Tatălui. În viața de credință, așteptarea are un rol foarte important. Știți că mari oameni ai lui Dumnezeu au fost oameni care au înțeles importanța așteptării? Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi și îl veți găsi acolo pe Iosif. Un tânăr care a avut din partea lui Dumnezeu visuri, în care Dumnezeu îi spunea în visurile acelea că va ajunge într-o poziție în care cei din jur se vor pleca înaintea lui, îi vor acorda respect. Și au trecut ani mulți. Iosif, în entuziasmul lui, s-a apucat repede să spună celor din jur ce a visat. Și au început cei din jur să-l urască. Dar Iosif aștepta ajutorul Domnului și împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Așa, pentru curiozitatea noastră, știți că cei ce s-au plecat cu atenție asupra studiului Scripturii spun că au trecut vreo 14 ani de când Iosif a primit făgăduința și până când a văzut împlinirea. Să aștepți făgăduința lui Dumnezeu 14 ani? Ce ziceți? Nu-i ușor. David, încă pe când era copilașul bălai, l-a văzut pe prorocul Samuel vărsând din corn unde lemnul peste creștetul lui și prorocul i-a zis, astăzi te ung împărat peste casa lui Israel. Și a așteptat David. Și nu i-a fost ușoară așteptarea. Cei ce s-au aplecat asupra studiului Scripturii au înțeles că David a avut de așteptat 13 ani până când a văzut împlinită făgăduința lui Dumnezeu. Să aștepți 13 ani? Să aștepți 14 ani? Doamne, dar nouă nu ne place să așteptăm. Am mărturisit noi. Când s-a pus întrebarea, noi cei de aici am mărturisit și am zis, nu ne place să așteptăm. Însă, dragii mei, așteptarea este o componentă de bază a vieții de credință. Ați fost atenți ce le spune Domnul ucenicilor aici? După ce Mântuitorul a înviat dintre cei morți, a petrecut 40 de zile cu ucenicii săi, și le-a spus ucenicilor că în fața lor stă o mare lucrare, că el se va înălța la cer și că ei, ucenicii, au mandatul de a face cunoscută vestea bună a lui Dumnezeu, de a vorbi oamenilor despre Iisus Hristos și despre lucrarea lui mântuitoare. Și totuși,
sta ucenicii înaintea Domnului și cred că atunci când îl aud pe Domnul, uitați-vă ce lucrare mare stă în fața voastră. Uitați-vă ce mare lucrare vă este încredințată. Eu mă duc, dar rămâneți voi. Să duceți vestea bună a Evangheliei până la marginile pământului. Și cred că fiecare dintre ei începea să gândească ce lucrare grozavă. Ei, să vedem acum cu ce începem, Doamne. Cu ce începem lucrarea asta? De la ce capăt o apucăm? Cum începem, Doamne? Și Domnul le zice, începem cu așteptarea. Asta nu sună tocmai bine, să începi cu așteptarea. Întrebarea este aceasta. De ce trebuie să aștepți ceea ce Dumnezeu a promis deja? Păi dacă Dumnezeu a promis, înseamnă că El este dispus să dea. Dar de ce trebuie să aștepți, Iosife, 14 ani? De ce trebuie să aștepți, Davide, 13 ani? De ce trebuie să aștepți, Filipe, nu știu câtă vreme? De ce trebuie să aștepți, Maria, nu știu cât? De ce trebuie să aștepți, Ana, atâta? De ce, Ioane, trebuie să aștepți atâta? Și fiecare dintre noi putem să ne punem întrebarea aceasta. De ce vrea Dumnezeu totuși să așteptăm? E normal să ne punem întrebarea. Doamne, ca și ucenicii, Tu ai vrut să fim purtătorii mesajului Tău. Noi suntem dispuși chiar acum să o luăm la drum și să ducem mesajul. Dar de ce ne spui să așteptăm? Este interesant ce face Domnul. Există câteva motive pentru care Dumnezeu vrea să așteptăm. Sigur că în vremea aceasta ne pierdem adesea răbdarea și zicem, Doamne, nu se mai împlinește odată. Doamne, am certitudinea, Tu mi-ai vorbit, Tu mi-ai spus că așa și așa mă vei ajuta, că așa vei lucra în viața mea. Și nu văd să se întâmple nimic din toate acestea. Dacă vorbim despre motivele pentru care Dumnezeu vrea să așteptăm, voi aminti întâi și întâi că Dumnezeu vrea să așteptăm pentru a ne verifica noi prioritățile în viață. Pentru a ne rearanja prioritățile în viață. Lucrul acesta este foarte important. Uitați-vă dumneavoastră, le spune Domnul unde să aștepte. Le spune Domnul să aștepte în Ierusalim. Nu vă depărtați de Ierusalim. Așteptați în Ierusalim. Doamne, de ce tocmai în Ierusalim? Păi Ierusalimul era locul cel mai neprietenos pentru ucenici. În Ierusalim a fost prins Domnul. În Ierusalim a fost batjocorit Domnul, din Ierusalim a fost dus Domnul spre locul răstignirii. În Ierusalim erau oamenii care îl urau pe Domnul și care bineînțeles că îi urau pe ucenici. Și Domnul le spune, rămâneți în Ierusalim și așteptați. În locul cel mai puțin dorit. De ce credeți că Domnul le-a spus? Așteptați tocmai aici. Doamne, am vrea să așteptăm în Betania, parcă ar fi mai bine. Acolo erau prietenii Tăi. Doamne, am vrea să așteptăm în altă parte. Nu, nu, așteptați în Ierusalim. Se temeau de Ierusalim. Se temeau de oamenii din Ierusalim. Și Domnul le spune, totuși așteptați în Ierusalim. De ce asta? Pentru că Domnul a vrut să facă din ei niște oameni care să-și biruiască frica. Sunt atâtea lucruri care trebuiesc biruite în viața noastră ca să putem apoi să fim folosiți de Domnul. Nu întâmplător Domnul le spune, așteptați în Ierusalim. Bine ar fi zis ei, Doamne, dar lumea are nevoie de noi. În Ierusalim toți oamenii au auzit despre Tine. Cei mai mulți au fost prezenți la răstignire. S-au dus acolo și au văzut judecata și au stat gură cască să vadă. Ei știu cei din Ierusalim. De ce, Doamne, vrei să stăm tocmai între aceștia când Tu, de fapt, vrei să ducem vestea cea bună lumii? Da, ar fi zis Domnul, vreau să duceți vestea cea bună lumii, numai nu când vreți voi, ci la vremea potrivită. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să ne potrivim ceasul nostru cu ceasul lui Dumnezeu. Ăsta e un lucru greu.
să ne potrivim ceasul după ceasul lui Dumnezeu. Știți că s-au făcut experimente cu diversi oameni. Legați la ochi, au pus un ceas cu secundar și li s-a spus cam când credeți că a trecut un minut, să faceți un semn. Pentru unii minutul a fost 15 secunde. Pentru alții minutul a fost mai mult. În funcție de starea în care te afli. Însă, dragii mei, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să așteptăm, pentru că Dumnezeu vrea să ne rearanjăm prioritățile în viața noastră. Să biruim ceea ce trebuie biruit în viața noastră și mai mult, câteodată să ne domolească Domnul entuziasmul și râvna. Parcă îi văd pe ucenici când le-a zis Domnul, acum eu mă duc, dar voi să vă duceți în toată lumea să vestiți Evanghelia. Parcă îi văd că ziceau, de-abia așteptăm să ne ducem, să vedem promisiunile lui Dumnezeu. Și până aici am văzut bolnavi vindecați, am văzut oameni care au stat înaintea Domnului și au capitulat înaintea Domnului și a mesajului Evangheliei, dar ce va fi de aici înainte? Și plin de râvnă. Știți câteodată Domnul ne face să așteptăm tocmai ca să ni se mai domolească câte un pic râvna? Entuziasmul? Păi cum, nu trebuie râvnă pentru cei ce slujesc? Ba da, trebuie râvnă, numai că râvna asta când o ia înaintea înțelepciunii, când o ia înaintea voiei lui Dumnezeu, e bai. N-ați văzut dumneavoastră oameni care au râvnă mai multă decât relație cu Dumnezeu? Râvnă mai multă decât înțelepciune. Și o, câtă pagubă fac acești oameni lucrării lui Dumnezeu. Iată-i pe ucenici, față în față cu Domnul, față în față cu făgăduința Domnului, și Domnul le spune, începem cu așteptarea. Asta pentru că Dumnezeu a vrut ca ei să-și biruiască frica și să-și mai domolească un pic din entuziasm, din râvna aceasta. Bună-i așteptarea. Poate nu sunteți de acord cu mine. Binecuvântată-i așteptarea și zic asta, știți de ce? Pentru că în așteptare Dumnezeu ne ajută să rearanjăm lucrurile după voia Lui în viața noastră. Nu cum am gândit noi, nu să facem lucrurile cum am gândit noi, ci cum știe El. Și când stai acolo și decantezi un pic și lași timpul să treacă și stai înaintea Domnului în așteptare, acolo Dumnezeu te ajută să-ți rearanjezi prioritățile în viața ta. N-am să uit o situație în care m-am dus până la Heria, mai precis la Fărău. Avem fete de pe acolo aici, la noi în biserică. M-am dus cu un gând. Aveam eu, ziceam, Doamne, eu sunt la o răscruce de drumuri. Aș vrea, Doamne, să-mi vorbești, să știu ce am de făcut. Și știam că acolo sunt oameni ai lui Dumnezeu care se roagă și pe care Dumnezeu îi folosește. Și m-am dus cu problema mea, cu frământarea mea. Știam eu că Domnul așteaptă de la mine ceva și nu știam cum să o fac, pe aici sau pe acolo. Și într-o seară ne-am oprit în biserica de la Fărău. Știți ce a fost interesant? După rugăciune vine cineva la mine și îmi spune așa: frate Nelu, am avut o vedenie. M-am uitat la, în vedenie aceea ți-am văzut încălțămintea. Și zicea, unul dintre papucii care avea în picioare avea și returile desfăcute, era gata, gata să-ți pice încălțămintea din picior. Am ascultat, am zis, na, Doamne, de încălțăminte am venit eu până aici. Am acum încălțămintea și n-am priceput, n-am zis nimic. A trecut ceva vreme, dar așa, o dezamăgire lăuntrică. Însă a mai fost cineva de aici din Timișoara, acolo atunci, și a fost interesant. A trebuit să trec a doua, a treia zi pe la persoana care a fost acolo și stând în fața porții un pic de vorbă, mi-a zis, ai auzit ce ți-a spus Domnul? Da, nici nu m-am mai gândit eu mult. A zis, vezi, încălțămintea e râvna Evangheliei. Gândește-te la asta. Am stat și am zis, Doamne, adică eu mă frământ cu ale mele, eu vreau cărări, eu vreau direcții, eu vreau așa și așa. Și ceea ce este de fapt prioritar în ochii Domnului, nu e ceea ce este prioritar în ochii mei. În ochii Domnului prioritar era ca Nelu Filip
să rămână plin de râvnă pentru Evanghelie. Danielu Filip zicea, eu vreau direcție, Doamne. Și uitați-vă cum face Dumnezeu câteodată. Vrea să ne arate că nu ce credem noi este cu adevărat prioritar, ci prioritar este ceea ce socotește El că este prioritar. Uitați-vă cum face Domnul cu ucenicii. Voi veți fi mari vestitori ai Evangheliei. Lumea va cunoaște Evanghelia prin voi. Oamenii vor ajunge la mântuire prin mesajul vostru. Și cum să facem, Doamne? Cum? Așteptați. Și acolo, în așteptare, Dumnezeu rearanjează prioritățile în viața noastră. Cât de binecuvântată e așteptarea, dacă am vrea să înțelegem. Câtă binecuvântare este în așteptare, pentru că acolo Dumnezeu ne ajută să ne aranjăm prioritățile în viața noastră, să vedem ce contează cu adevărat și ce nu contează cu adevărat. Câteodată suntem nerăbdători pentru niște lucruri care chiar n-au nicio relevanță pentru viața noastră viitoare. Suntem nerăbdători pentru lucruri care nu ne sunt de mare folos în viața aceasta, dar ca și copiii aceia, vrem noi jucăria asta acum, și acum o vrem. Și știe Dumnezeu că nu ne este de niciun folos. Pentru noi prioritatea e jucăria aia. Și Dumnezeu zice, nu e de niciun folos. Stai liniștit, așteaptă că-ți vine mintea la cap. Le rearanjezi tu după aia. Vei vedea cum se rearanjează prioritățile. De ce vrea Dumnezeu să așteptăm? În primul rând, pentru rearanjarea priorităților din viața noastră. În al doilea rând, Dumnezeu vrea să așteptăm pentru verificarea credinței noastre. Să ne o verificăm. Nu vi se pare interesant că Domnul le dă ucenicilor instrucțiuni precise? Uitați-vă cât de precis le spune. Le-a spus ce să facă. Ce să facă? Să aștepte. După aceea, le-a spus unde să aștepte. Așteptați în Ierusalim. După aceea le-a spus ce să aștepte. Așteptați făgăduința Tatălui, adică pe Duhul Sfânt. Dar nu vi se pare interesant că Domnul nu le-a spus cât să aștepte? Aici este interesant. Să vezi că Dumnezeu îți spune cum să aștepți, unde să aștepți, ce să aștepți, dar nu îți spune cât să aștepți. S-ar fi gândit ei poate o săptămână, poate o lună, poate un an. Dar ce zici de 13 ani? Ce zici de 14 ani? Vedeți, mulți dintre noi suntem cam în aceeași situație. Așteptăm și de multe ori în așteptare ești ispitit să zici, lasă că iau problema în propriile mele mâini și rezolvăm noi cumva. Vreau să vă dau exemplu din Scriptură pe patriarhul Avram. Timp de 25 de ani Dumnezeu i-a promis lui Avram că îi va da un fiu care va fi adevăratul lui moștenitor. Și așa de frumos este Avram în așteptare. Îl vezi pe Avram așteptând, stă cu Sara de vorbă și împărtășesc împreună făgăduința lui Dumnezeu. Uite ce va face Domnul pentru noi, uite ce a promis Domnul pentru noi. Și așteaptă un an, și așteaptă doi, și așteaptă trei, și așteaptă nouă, și așteaptă zece. Așteaptă, și așteaptă, și așteaptă. Mă, că la un moment dat a venit ispita. A venit Sara și a zis, Avrame, Domnul m-a făcut stearpă. Se pare că nu se mai împlinește ce a zis Domnul. Tare mă tem că, uite, deja am îmbătrânit și mă tem că pe brațele mele nu va sta un copil. A zis, hai să rezolvăm noi cumva problema asta. Și sugerează lui Avram cum să rezolve problema asta. Cu alte cuvinte, am așteptat destul. Acum e vremea totuși să facem ceva. Eu cred că a promis Dumnezeu, dar
La vârsta asta nici Dumnezeu nu știu dacă mai face ceva. Că tot Dumnezeu ne va binecuvânta, chiar dacă nu voi fi eu cea care va naște copilul și poate va fi Agar, dar vom primi ca pe o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și știm noi ca oameni să răsucim lucrurile ca să sune și spiritual, așa, să sune bine și spiritual, lipsa noastră de răbdare și neașteptarea. Însă în momentul în care au luat lucrurile în propriile lor mâini, știți dumneavoastră ce dramă a creat lucrul acesta în viața lui Avram, în familia lui Avram? Pentru că acolo, în familia lui Avram, a apărut lipsa de unitate, în familia lui Avram a apărut dezbinarea, în familia lui Avram a început lupta, în familia lui Avram a început necazul și toți urmașii lui Avram au destat astăzi față în față cu fiii lui Ismael. Și atâta provocare și atâta luptă. Înțelegem noi astăzi cât de grav este să ne lăsăm ispitiți de diavolul zicând: Doamne, lasă că vom rezolva noi lucrurile și altfel. Nu! Dumnezeu vrea să ne verificăm credința în așteptare. De ce vrea Dumnezeu să așteptăm atâta? Ca să vadă te încrezi în Dumnezeu până la capăt. Ca să vezi tu dacă te încrezi în Dumnezeu până la capăt. Aceasta este credință. Credința adevărată nu-i credință de un ceas, nu-i credință de două ceasuri, nu-i credință de un an, ci este credința care dăinuiește și care te ține lângă Dumnezeu până la sfârșit. Ne face Dumnezeu să așteptăm ca să ne putem verifica credința. Întâi ca să ne rearanjăm prioritățile în viața noastră, apoi ca să ne verificăm credința din viața noastră. În al treilea rând, ne face Dumnezeu să așteptăm ca să ne verificăm motivația pe care o avem în viața noastră. Motivația e foarte importantă, adică de ce faci ceea ce faci? Acum gândiți-vă dumneavoastră. Peste numai câteva zile, în ziua cincizecimii, ucenicii aceștia aveau să fie vestitorii Evangheliei. Și dintr-o dată, în urma vestirii Evangheliei, 3.000 de oameni ridică mâna și spun: noi vrem să ne facem creștini. Să vezi dintr-o dată 3.000 de oameni care se adună în jurul lor. Știți ce ispită i-ar fi păscut pe oamenii ăștia? Să vezi dintr-o dată 3.000 de oameni care ascultă cuvântul tău și zic: fraților, spuneți-ne ce să facem ca să fim mântuiți. Să te uiți și să vezi așa rezultate ale lucrării. Știți ce ispit ar fi venit peste ei? Să zică: suntem buni. Domnule, bine am zis-o astăzi. Dar bine am predicat, ar fi putut să zică Petru. Domnule, ce impact a avut predica mea, 3.000 de oameni dintr-o dată s-au predat. Și mândria ar fi putut să vină peste ei și să-i doboare. Însă Dumnezeu îi pune să aștepte pentru a-și verifica bine motivația. Ei ar fi putut să creadă că ei sunt cheia succesului de care depinde lucrarea lui Dumnezeu. Ori cheia succesului în lucrarea lui Dumnezeu este Domnul. Pune-te, rog, pe ecran Zaharia 4 cu 6, încă un verset pe care vrem să-l citim împreună. Zaharia 4 cu 6. Haideți să-l citim împreună. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Aici vrea să ne aducă Dumnezeu, să ne verificăm motivația, că dacă predicăm ca să avem noi impact asupra oamenilor, motivația nu-i bună. Dacă slujim ca să influențăm noi pe oameni, motivația nu-i bună. Dar dacă slujim ca să se proslăvească Dumnezeu prin noi, asta este motivația bună. Așteptați
ca să vă puteți verifica motivația. Știți cum e așteptarea? Așteptarea te pune într-o condiție foarte umilă. Dacă este pericolul mândriei, așteptarea te pune într-o condiție foarte umilă. În ce condiție? În condiția cerșătorului ăla care așteaptă. Dacă se îndură Domnul, am. De nu se îndură Domnul, n-am. Și stai înaintea Domnului și te miri câteodată și zici: Doamne, de ce trebuie să aștept atâta? Pentru că are Domnul de șlefuit, are Domnul de lucrat, ca să nu te bizuiești pe tine, ci să te bizuiești pe Duhul Domnului. Scumpii mei, suntem datori să așteptăm și vrea Dumnezeu să așteptăm până când știm că noi nu putem. Câtă vreme credem că noi putem, nu ne poate folosi Domnul. Și spune Domnul: așteaptă până când știi că nu poți. Și vine Domnul și zice câteodată: așteaptă până când știi că nu știi. Nu e interesant? Așteaptă până când înțelegi că nu înțelegi. Așteaptă până când motivația ta nu va mai fi legată de eul tău, ci motivația ta va fi legată de dorința de a proslăvi numele lui Dumnezeu. Asta face așteptarea, ne purifică motivația. Pentru că în așteptare, acolo în așteptare se curmă mândria. Și acolo înțelegem că depindem în totul totului tot de Domnul. Așteptați întâi pentru rearanjarea priorităților, apoi pentru verificarea credinței, apoi pentru verificarea motivației și nu numai atât. Dumnezeu ne face să așteptăm uneori pentru a învăța să prețuim ceea ce ne dă Domnul și să fim recunoscători. Dacă n-am avea de așteptat, dacă n-am avea de așteptat, știți că n-am ști să prețuim ceea ce ne dă Domnul? Dacă, de exemplu, rugăciunile noastre, să zicem, cum ne-am ruga, așa dintr-o dată vine împlinirea. Ce-ați zice? Aia ce interesant ar fi. Numai că atunci te vei învăța cu faptul că totul vine pe bandă rulantă. Nu mai depinzi tare de Domnul. Însă Dumnezeu vrea să ne învețe să prețuim ceea ce ne dă El. Ceea ce capeți cu greu, nu-i așa că-i prețuit? Ceea ce capeți ușor, nu prețuiești. Uitați-vă la oamenii care, ăștia care-s de bani gata. N-am să uit pe unul, am avut un coleg cândva, pe vremea când erau mai puține mașini, tată s-i-a dat mașină. Avea o Lada. Ah, ce făcea ăsta cu Lada lui. Că ne era milă nouă, care ne uitam de departe la mașini, nici știam cum ia la volanul bine, cum se ține mâna pe el, dar ne uitam ce făcea ăsta cu Lada. I-a dat-o taică-su. Tatăl lui era big boss pe vremea aia și i-a dat tata mașina Lada. Ce demaraje, ce gropi, ce nepăsare pentru mașina lui. De ce? Era de-a gata. Da, dar unul care muncește din greu până când are o mașină, să-l vedeți cum e cu cârpa pe lângă ea. Vai, mi s-a zgâriat, și câteodată te uiți și zici: mai nimica zgârietură, și atâta de frământat că i s-a zgâriat un pic mașina. Care-i diferența? Unul prețuiește, altul nu prețuiește. Știți cine prețuiește? Cine capătă cu greu ceea ce capătă. Dacă durează până când capeți, dacă trebuie să aștepți până când capeți, când vine vremea să capeți, știi să fii recunoscător. Și asta vrea Dumnezeu de la noi, de aceea trecem prin procesul acesta al așteptării, pentru că Dumnezeu vrea să fim oamenii care prețuim, care apreciem, care suntem recunoscători pentru ceea ce ne-a dat Domnul. Uitați-vă la ucenici. Au stat în așteptarea făgăduinței Tatălui o zi, două, toți stăteau probabil. Știți dumneavoastră cum e așteptarea? Fiecare dintre noi știm.
Și cred că stăteau și ziceau, Doamne, când se întâmplă asta? Dar oare cum va fi? Oare cum e aia făgăduința Tatălui? Din Vechiul Testament am învățat noi ceva despre Duhul Sfânt, știm noi câte ceva, dar oare cum e asta? Oare cum va fi cu noi? Oare ce se va întâmpla cu noi? Și parcă îi văd cum stăteau acolo la rugăciune și dintr-o dată întoarce Petru capul și zice, e o flacără pe capul lui Ioan. Se întoarce Ioan și zice, uite pe capul lui Toma ce flacără-i. Și dintr-o dată unul vorbește în alte limbi și altul vorbește în alte limbi și altul vorbește în alte limbi. Și dintr-o dată înțeleg ei că Dumnezeu a făcut ceva ce ei nici nu și-au imaginat. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu când dă, dă cum tu nici nu te aștepți. Așa sunt oameni interesanți care ar vrea la toți Dumnezeu să le dea așa cum le-a dat lor. Și dacă așa cum le-a dat lor, li se dă și altora, ai experiență veritabilă. Dacă e altfel, astăzi nu mai e așa. Astăzi nu mai e atâta credincioșie, astăzi nu mai stau lucrurile așa. Ascultați-mă bine, cel ce dă este Domnul. Modul în care dă îl hotărăște Domnul. Iar noi avem datoria să stăm în așteptare înaintea lui Dumnezeu și când El Dumnezeu dă și împlinește făgăduința, să prețuim ceea ce face Domnul. Să stăm cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Și apoi încă un lucru pentru care Dumnezeu vrea să așteptăm. Dumnezeu vrea să așteptăm ca să înțelegem că El e Dumnezeu, nu noi. Că El e șeful, nu noi. Poate nu ne-am gândit la asta. Dar uitați-vă, zice Domnul, așteptați în Ierusalim. Așteptați făgăduința Tatălui. Știți că astea nu erau sugestii? Erau poruncile lui Dumnezeu. Poruncile Domnului pentru ei. Și pentru că El este Dumnezeu, adesea face lucruri pe care noi nu ni le imaginăm. Noi n-am vrea, tocmai în Ierusalim, Doamne. Trebuie în Ierusalim pentru că El e șeful. O, ce lecție ne dă Domnul. Gândiți-vă în Vechiul Testament. Când poporul lui Israel a ieșit din Egipt, Dumnezeu îl conducea ziua cu un stâlp de nor, iar noaptea cu un stâlp de foc. Și știți ce făcea tabăra lui Israel? Când pornea stâlpul de nor, ei trebuiau să o ia la drum. Și porneau și ei. Dacă stâlpul se oprea, ei trebuiau să se oprească. Mă întreb, oare câte situații n-au fost în care stâlpul se tot ducea înainte? Tot mergea înainte. Și poate zicea unii dintre ei, Doamne, acum suntem obosiți, păi nu se mai oprește stâlpul. Noi tot ne ducem înainte și sunt, acum ar fi bine, Doamne, dacă ți s-ar opri stâlpul un pic. Cred că așa ar fi bine, așa ne gândim noi. Noi ne mai gândim, Doamne, și la picioarele noastre și la condiția noastră. Ce bine ar fi să se oprească stâlpul. Dar nu știu, Dumnezeu, acum tot înainte. Și alte ori, stâlpul se oprea pe loc. Și stătea o zi, stătea două, stătea nouă, stătea mai mult. Și probabil stăteau unii dintre ei și ziceau, Doamne, noi am pornit spre țara făgăduită, acum stăm aici în pustie. Stăm aici în pustie, în loc să mergem spre țara făgăduită, unde curge lapte și miere, așa ni s-a spus. Și stăm după stâlpul ăsta. Dar de ce e asta? Pentru că Dumnezeu este șeful. El este Dumnezeu, iar noi nu. Noi suntem aceia care trebuie să așteptăm pe Domnul, să ne încredem în Domnul. O, binecuvântată e așteptarea. Uitați-vă dumneavoastră cât de binecuvântată este așteptarea. Ne ajută să ne verificăm prioritățile, să le rearanjăm în viața noastră. Ne ajută să ne verificăm credința în viața noastră. Ne ajută să ne verificăm motivația din viața noastră. Ne învață să prețuim ceea ce ne dă Domnul și să-i fim recunoscători. Și ne învață așteptarea că n-avem dreptul să uităm nicio clipă, că El e stăpânul, iar noi suntem robii care trebuie să ascultăm de El. Scumpii mei,
Vă zice cineva, bine, bine, dar noi tot avem de așteptat. Câteva lucruri pe care e bine să nu le uităm în așteptare. Nu știu ce aștepți tu să facă Domnul în viața ta, nu știu. Fiecare dintre noi așteptăm să facă Domnul ceva. Nu știu ce aștepți tu. Însă în timpul așteptării nu te supăra pe Domnul. Haideți să zicem toți lucrul acesta. Nu te supăra pe Domnul. Dragii mei, nu de puține ori în lucrarea mea de slujire am întâlnit oameni supărați pe Domnul. Oameni pe care i-a dezamăgit Domnul. Că ei tot au așteptat și Domnul n-a făcut încă nimic. Zic iarăși, ca să-ți fie binecuvântată așteptarea, nu te supăra pe Domnul. Mai zic ceva, în timpul așteptării nu intra în panică. Atunci când vezi că nu se întâmplă, nu se întâmplă, nu se întâmplă, vai de câte ori oamenii în așteptare intră în panică și zic, vai, e groaznic, acum e capătul lumii. M-a apucat vârsta asta și încă nu sunt căsătorită, nu sunt încă căsătorit, vai de mine, ce se întâmplă? Nu intra în panică. Deasupra tuturor lucrurilor este Domnul. Haideți să zicem toți, nu intra în panică. Mulțumesc. Aș vrea să fiu sigur că ținem minte ceva. De asemenea, în timpul așteptării e important să nu ne pierdem răbdarea. Să nu ne pierdem răbdarea și să luăm lucrurile în propriile noastre mâini și să zicem, facem noi ceva ca să se termine și cu așteptarea asta, că e prea multă. Nu-ți pierde răbdarea. Haideți să zicem toți. Mulțumesc. Voi mai spune ceva, adică vreau să mai spunem ceva. În timpul așteptării suntem chemați să ne facem datoria înaintea Domnului. Ce să facem în timpul așteptării? Exact. Ceea ce vrea Domnului. Ceea ce vrea Domnul. Fă-ți datoria înaintea Domnului. Și ce ne-am propus noi? Care este datoria noastră, de exemplu, pentru anul 2010? Așa ne-am propus în biserica aceasta. Să fim plăcuți Domnului. În timpul așteptării. Nu-i lucru mai frumos decât să zici, Doamne, eu aștept. În tăcere, ajutorul Tău. Și până atunci, Doamne, eu mă străduiesc să fiu plăcut Domnului. Haideți să zicem, fii plăcut Domnului cu toți. În timpul așteptării, fii plăcut Domnului. Asta contează. În timp ce aștepți, caută să fii plăcut Domnului. Roagă-te, păstrează-ți încrederea în Domnul și vei fi fericit. Nu e ușoară așteptarea, nu-i așa? Însă Domnului îi plac. Dacă vrem să fim plăcuți Domnului, Domnului îi plac oamenii care așteaptă în tăcere ajutorul Domnului. Astfel de oameni îi plac lui Dumnezeu. Și vreau să vă asigur de ceva în încheierea predicii. Frați și surori, iubiți prieteni, Dumnezeu niciodată nu vine prea târziu. Nu vă bucurați de asta. El niciodată nu vine prea târziu. Dar mai spun ceva. El niciodată nu vine prea devreme. Domnul vine întotdeauna la ceasul potrivit. De aceea zic că e important să ne fixăm ceasul după al Domnului. Habacuc, pune pe ecran, te rog, Habacuc 2:3. Haideți să mai citim împreună un cuvânt. Habacuc 2:3. Să-l citim împreună. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Amin? Frate și soră, iubit prieteni, haideți să căutăm să fim plăcuți Domnului. Și în rest să dormim liniștiți, așa ca și Melissa. În rest să dormim liniștiți noaptea zicând, Doamne, eu aștept ajutorul Tău. De ce să mă frământ până vine ajutorul Tău? De ce să mă stresez până vine ajutorul Tău?
Până când tu trimiți ajutorul, ziua te voi căuta pe tine, voi căuta să fiu plăcut, și noaptea voi zice, eu mă culc și adorm în pace, căci numai tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Și dacă vreți, în loc de rugăciunea aia, Doamne, dă-mi răbdare, dar dă-mi-o chiar acum, poate că mult mai potrivită este rugăciunea aceasta, să zicem, Doamne, ajută-mă să aștept cu răbdare, chiar dacă va fi să aștept pentru totdeauna. Pentru că asta este ceea ce contează pentru Domnul.